Înainte să înceapă acest episod, vreau să vă rog să mergeți să vă abonați aici la acest canal. Să facă și numai care acolo 140-150 de abonați, mă gândesc că se poate atâta. Face aici Brawl Stars, face alte jocuri, văd aici Brawl Stars, face și reacții, face și Dead City și alte jocuri. Oricum vedeți-vă dacă intrați linkul din descriere și din primul comentariu. Am mai pus aici un clip când i-a cerut la un băiat să-i fac un banner. Acela i-a făcut un banner, din păcate nu a reușit Rio să-l pună gen aici la copertă. Văd că acum are bannerul acela. Și i-a dat contul la acel băiat ca să încearcă el să-l puie. Și ghiciște, băiatul acela schimbă parola. Oricum pe la urmă a reușit să recupereze ca norocul. Dar oricum dacă veți, vă uitați voi la clip pentru mai multe detalii. Vă las link-ul în descriere, repet, și în primul comentariu. Mergi dacă poți să abonați, să facă 140-150 sau chiar mai mulți abonați, cine știe. Și astăzi, înainte să înceapă episodul, vreau să încep în primul rând scuze pentru că am audio uneori când bate vântul. Pentru că general e două microfoane și oricum ați ia telefonul, oricum se ar auzi când bate vântul. Dar o să încep cu următoarele episoade să le filmez cu căști și poate nu o să se audă și să fie mult, mult mai ok. Oricum asta e primul episod cu telefonul ăsta, până mă obișnuiesc să dureze ceva. Și astăzi trecem la clip. Hai să-l luăm și bine găsit la un nou episod de Brawl Stars. În acest episod o să vreau să vă zic în primul rând cum ați văzut și din titlu. Mi-am luat A7 2018, deci o să urmez episoade lungi și mă gândesc eu că s-aude și mult mai ok, gen pentru că are două microfoane și mă gândesc că s-aude mult mai ok. Și mă gândesc că se vede și mult mai ok pentru că e totuși mai mare ecranul și mă gândesc că e mai, are mai multă calitate. Și o să vreau în primul rând să vă zic că gen e ca și la S8, S9, atâta e numai nașpa și alte telefoane de astea mai mari. Gen că se vede la solo marginea neagră pe marginea neagră, da. Pe solo marginea neagră pe margine, logic. Și nu știu, oricum mă gândesc că o să rezolve super stelu, habar n-am. Și cei că sunteți noi, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul ca să fiți la curent când mai postez. Și nu uitați să dați acolo un like. Acesta este primul episod dintre episoadele astea mai lungi, pentru că o să urmeze, v-am zis, episoade lungi de 15, 20, 25 de minute pe acolo. Mă să-mi și voi de aici să mai filmez. Și hai să trecem la clip. Ok, în acest episod o să ne jucăm aici la boss fight. O să băgăm aici el primul, pentru că am cel mai mare power pe el. Și să vedem, deci vedeți, după cum vedeți, încă n-am jucat, e pus challenge normal. Așa că hai să-i dăm play cu primul match. Spuneți dacă și aici ați bărnei pe margine. Încă nu se vede. Da, îți și aici băr negre. Asta este oricum. Ne descurcăm cumva. Mă vine după mine direct cu hotul. Bun, 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 mă pot duce să-i dau și eu. Ok. Hai să mergem în spatele lui. Dă cu rachete. Oricum ăsta e primul nivel, ar trebui să fie practic destul de ușor. Are 200.000 de viață oricum. Nu are foarte mult și nici nu-i e gen bot simplu, nu-i mob sau roșu sau ceva. Și ăla și-a pus tureta acolo. Stai că vin și eu. O să-l dau acolo. Ia-l, ia-l, ia-l. O să dea după mine, cred că cu rachete. Da. O să-l omor pe ăsta prima dată. Bun, și-am o dau pac pe el și eu. N-ar mai trebui să dau cu auto, că văd că pe lângă, aulă. Să fug. Să mâncare puțin viața. Scurez până unde putem ajunge. Aolea, dă după mine. Să mă bag pe perete, că altfel. Dacă și ăștia nu prea au power mare, văd. Mă gândesc, adică că după cum joacă, nici nu prea cred că cine știe ce trofee. Oricum să ne uităm după. Sunt chiar curios câte trofei au avut, pentru că nu văd că mor destul de repede, de că eu încă n-am murit niciodată. Bine, nu zic că joc și eu bine, dar totuși, acum o să mor, acum o să mor. Sau? N-am murit, ok. Mai numai să nu dea cu racheta mine, așa, bun. Să ne încărcăm puțin viața, are 43%. Man, nici nu-l ating, de aia zic că nu mai trebuie să dau cu auto. Aștept aici să vină, dar bine că mi-e spa acolo. Trebuie să fug că dă cu rachete. Hai că sar pe el. Dau. Bun, trebuie să fugim. Are 80.000. 72.000. 70, ok. Am 67, 65. Deci nu știu pe unde să fug, că nu prea mai am HP. Oricum încă n-am murit niciodată, deci e destul de ok. Uai. Hai că l-am oprit din rachete. Dacă nu știați și n-ați auzit în episodul trecut, dacă săriți cu el primul pe robot, ori pe robot din asta, ori pe robotul din
cum se zice, Robo Rumble, puteți să-l opriți gen rachetele, să nu mai dea cu rachete, dacă dați superul pe el, că îi dați practic un stun, cred că și la Frankie tot așa. Și la Shelly. Hai mă, mai are 9000. Hai mă, cam îl bate, mă rog. Unde e celălalt totuși? Nu știu unde a fost celălalt pe ATPR, ce cu Colt. În fine, primul meci a ieșit, ok? Asta cu TPR. Aici poate nu pot băga mai multe ticket, numai câte un 30. Decent, decent. Mă vine hard, ok. Hai să vedem. Următorul meci. Am zis că mă uit câte trofee au. În fine, să mă uit după acest meci. Nu, o să țin minte, nu o să uit. Hai să vedem. Nita, Colt și eu. Ok, hai să vedem. Și ăsta e tot din ăsta simplu, mai are 300.000 de viață. Mamă ce da. Și iarăși vine după mine, ca de fiecare dată. Așa mi-e noroc. Hai să vedem. Încerc să mă rădesc pe aici. Mairo. Să vedem. Și nu uitați totul să mai lăsați și câteva idei. Hai să dăm un stand. Nu uitați totul să mai lăsați și câteva idei voi ce să mai fac pe Crowstar, dacă tot veți episoade cu Crowstar, să lăsați și câteva idei totuși. Adică mă gândesc așa gameplay simplu, nu e chiar așa wow. Bine, acum de data asta e ceva special, greșit cum la boss final. Gen să băgăm solo-uri acum în fiecare episod. Nu mi se pare prea ok. Și de-aia zic, bine că primești notificări, oricum să acopă notificările ca să se vadă numărul de telefon. Și sper să nu mai primești notificări. Ok, să luăm pe ăsta micu. Mamă, mai am 800 și vine iarăși după mine, ca de fiecare dată. Sau? Mamă, asta e din ăsta gen care are, cred că și ăsta un fel de super. De a lui când dă așa, da. Fel de super. Ok, să sar pe ăla. Da. Am sărit și eu pe el. Ok, hai să vedem. Și aveți și canalul secundar în descriere. În caz că mă întrebați ce o să fac eu, o să fac diferite challenge-uri și chestii de genul. Gen, ca să nu fac pe acest canal mai mult de gen videoclipuri cum foaie cu trenul, să nu le fac totul pe acest canal, să fie un canal secundar pe care filmez chestii de genul. Și nu știu, o să mai văd ce o să mai fac pe acel canal, dar oricum aveți link-ul în descriere și în primul comentariu de la canalul secundar. Nu uitați să vă abonați acolo. Avem vreo 30 și ceva de abonați, poate facem și acolo 50 măcar. E mai vin din ăștia mici, hai să vedem. Bun. Iarăși un notificat. Trebuie să dezactivez la dată când filmez, că nu e ok. Oricum, cred că o să pun ceva peste notificări gen Instagram-ul meu, în caz că vreți să-mi dați follow. Ca să fie totul, să fie doar o poză așa simplă, să scrie ceva pe ea. Eu când dați și acolo un follow pe Instagram, poate facem 400 de followeri. Hai să vedem. Mamă, să mor. A, încă nu? Ok. Perfect atunci dacă încă n-am murit. Acum de se întoarce, da, fix după mine, bine. Ok, hai să vedem. Mai are 40.000. M-am blocat în el. Nu. Mi-era să nu de... O să mor. Da, acum am murit. 20 secunde, ai de viață. Oricum, mă gândesc că se descurcă băieții, mai, mai are 10% votul. 8%. Hai mă, dați pe el. Păi, 9 secunde, hai mă, hai mă. 6, 5. Hai să vedem. Mai au, mai are 3% oricum, e GG. Mai vin și eu. Simon, mă duc direct pe el. GG. Ok, hai să vedem. Cred că acum o să fie master, cred, dacă țin bine minte. După hard. Ah, expert, ok. Hai să schimb totuși cu fărul ăsta. Poate pică ceva interesant. Da, nimic. Nimic wow. Ce cu Mihai? A, ne jucăm cu ei. No, bun, bun, bun. Stai, las pe aici. Hai, că filmez acum. Ready. Să zice să dăm ready. Văd că e să expert. Nu știu ce e. Bun, hai să vedem. Mai ok, așa măcar nu joc cu player simpli și iar și am uitat să vă arăt câte cupe aveau ăia. Tot uit, habar n-am. Sper să nu uit la sfârșit. Aoleu. Post. Ah, ok. Scrie când o să fie gen bot din ăla MOV. Acolo 1 minut și 24 de secunde. Mamă ce da. Mamă.
și ăsta e 300.000 viață. Wow, văd cum mă dare ăsta star power-ul pe bull. Păi trebuie să fug că vine după mine și vin și din ăștia mici. Dau pe ăsta micul jos. Bun. Hai mă, că s-ar putea să-i opresc. Am crezut că vrea să dea cu rachete, nu să fugă. Hai să vedem. Mamă. Hai să vedem și parcă fuge. Și iarăși dau cu auto. Fix în mine a fugit. Hai că mai are locul 60%. Îl descurcăm aici frumos. Bun, mamă. Mai vin și pitici din ăștia, ăsta se enerva în rău. A murit cineva, nu știu cine. Vedem acum. Mihai, ok. Hai să iau cu moda aici. Acum revine și Mihai în vreo 15 secunde, că deja mă gândesc că a trecut vreo 5 de când a murit. Vai, aici da. Nu! Bun, ca să-l opresc din rachete, de-aia am făcut asta. Hai că vine și Mihai, dă-i pe el. Mamă, mă înviață. Mă înviață de tot, mă bag cu el. Acum filmăm deja de 9 minute, deci o să ajungă pe acolo episod de vreo 15 minute. Mai jucăm, mă gândesc un meci cu băieții. Mamă, amu-i greu, frate. Amu, chiar e greu. Că-i mov botul. Și tot fuge. Hai mă, ai 100.000, cât de greu poate fi. Hai să-l prezi din rachete totuși. Mamă, nu-mi înveață. Să vedem 22%. Hai să vedem 60.000 viață. Mamă. Iar a murit acum, mă dă, nu Mihai. Și cred că o să da, îi mor și Mihai. Eu trebuie să fug. Sau? Nu văd că se descurcă, ok. Să încerc eu să-l iau pe ăsta de aici. Mai are 13% botul. Mamă, cred că a murit și Mihai. Vine tot după mine botul. Nu-i băi, să revină, mă dă. Iar notificări, ok. Ia pe atât să dezactivez, nu pun nici mă dă, ok. Hai mă, dați pe el, 13.000. Mamă, dă crachete. Să fugim. Vine după mine. Dă-i mă-n el. Bun, mai are 8.000. Hai mă, frate, cât de greu pot. GG, băieții, GG. Hai să vedem. După asta cred că urmează, cum am zis eu, masterul. După expert. Dacă țin bine minte, 50 tokenuri, ok. Da, master. Ok. Să vedem, ready din nou. Să vedem. Mai jucăm oricum vreo două meciuri, ca să fie acolo 15 minute de videoclip. Hai să vedem. Ok. Mamă, 4. Mamă, ce damage de aici, nebun. Ok, asta va fi greu. Are și 400.000. HP. Vai. 3.000, viață mai în număr. Uai, viață. Hai, totul mi-am scăzut ce? Am scăzut la 500.000, oricum e decent. Chiar decent, zic eu. 11 minute. Hai mă, vai. Destul de greu. Oricum nu prea primești tokene, mai repede aș fi lăsat pentru Roborumble. Oricum nu cred că o să joc eu foarte, nu joc acum. Murit. Nu? Ok, perfect. M-a salvat. Mă da, comiesc pe el botul. Ce am vrut să zic? Da. Cred că o să postez niște fichete pentru Roborumble, că acolo primesc mai multe. E greu că vine și dă gen și cu rachete. Ok, pe ăsta sar. Bă, mereu când vreau să sar pe refuge. Ce noroc am și eu. Mamă. Greu, deja la master. Nu. Dacă moare, mă dă în nașpa. Și eu și mie avem HP destul de mic. Hai că acum am mai revenit la HP. Vai. Nu e ok nici să stăm chiar unul lângă altul, că din ăștia. Și ăștia mici și ăla mare, l-a luat. Și Mihai. Dei. Mai e 46% botul. Uai. Sunt și nervos botul. Dă-i pe el. Vai. Trebuie să fug. Trebuie neapărat să fac altfel, mă lua. Trebuie să dau superul, că mă lua direct încă. Ce, acum, ok. Încet, învățăm să ne și ferim de bot.
Prima aia de 35%. 34. Uai. Aia e nervant rău. Ăla bomba. Mamă, și-a redat pe mine. O să vină. Ma, bă, am avut puțin lag acolo. Cred că de la net. Da, probabil de la net, nu știu, habar am. Să vedem. 10 secunde, sper să nu moară. Mă dă. Mihai, nu știu, și mi-a invitat, ok, ok. 5 secunde, hai, rupem și pe asta. Trebuie să rupem. N-are cum. Ok, 75, 60. Mamă, trebuie să fug. Acum nu fugi botul, ok. Am vrut să zic că trebuie să-mi cac superul ca să fug, dar nu mai trebuie. Mamă, nu știu cât de racheta aia de la el, dar nici nu vreau să știu. Mamă, ce dă-și ăsta, nu. O să mor. Cred că o să mor. Hai, ajută-mă, mă dă. Bun, e mersi, mă dă. Mă ajuta, mă dă, că altfel muream, ești nebun. Cred că mai jucăm un mic jucul ăsta, de ce nu? Adică, dacă tot ne descurcăm așa bine, de ce nu? Mamă. De. Stai, mă, dacă chiar. Nu mai avut nevoie. O să zic că l-ajut, dar nu mai avut nevoie. Hai, mă, gata, GG. Bun, am trimis și masterul. Nu știu ce vinde după asta, nu mai țin minte exact. Hai, stai că vedem, amu. 60, ok, mai putem deschide un box. Perfect. Hai să vedem. Insane, ok. Și după că știu că o să vină Insane 1, Insane 2 și tot așa. Ok, hai să vedem. Încă un match. Dacă v-ați uitat până acum aici la episod, să scrieți în comentarii hashtag episod lung. Deși nu cred că vă uitați foarte mult până aici. Vezi că e curios. Mamă, 500.000 HP. Ok, asta va fi greu. Chiar va fi greu. Hai să vedem. Deja am scăzut ceva, vreo 40.000. Face că nu dă chiar așa mult damage, nu dă mai mult de 800 pe hit. Rachetele alea dau mult, un power, ok. Am luat Mihai power-ul, bun. E fain măcar aici că ne de power din ăsta. Deci am un spun în sfârșit, prima oară că nimeresc. Că gen, ăla micul când vede că ești în aer, practic nu ești în raza lui și cred că o să mor. Ah, nu, ok. Și de-aia pleacă de sub ăsta, de sub super. Mamă, nu. Că dă 1200 parcă o rachetă din aia. Rachetele alea mici de la el, nu din ăla mare. Ok, iau power-ul ăla. Vai. Nu. Bun, am 2 power. Perfect. Să vedem. Mamă. Am crezut că-mi dă. Și focul, ok. Deci să știu că iau și de la focul ăla de pe jos de merge. Să vedem. Ok. E totuși cât de cât ok că nu vin pitici din ăștia gen mob și roșii din ăia și aurii și nu mai știu ce fel mai este. Cred că doar atât i-a râs aurii, mob și roșii. Și ăștia simpli, dar gen mă refer să nu vin aia mai OP, că după-i mai nașpa. Păi și acum o să... Acum n-am unimerit, ok. Hai să vedem. 52% mai are botul. Vai, ce dă. Îmi țin super în caz că trebuie să fug. Sau l-aș putea da. Mamă, e ok. L-am și unimerit cu super, am și fugit. De acolo am dat-o bine. Hai să vedem. 17 minute aproape de filmare, e destul de ok, zic eu. Pentru primul episod lung, e chiar foarte ok, adică până acum nu cred că am pus un episod chiar așa lung. Am murit. Băgam și piciorul. Nu-i bai, se desfurcă băieții, mă gândesc. Chiar dacă pe mine văd că au venit destul de mulți boți din aia mici. Boți din aia mici, foarte mulți, dintr-o 15, cred, sau 4. Să vedem, mai are... și am vin și de ăștia, mă, fix ce ziceam. Nu-i bai, că acum am venit și eu. Bune. Hai să vedem, mai e 32. O să mă nimerească. Mamă, cât de 2500 damage pe racheta aia. Și mai e și foc. Mamă, și văd că acum în 30 secunde o să fie botul și mai furios. Va fi greu, n-am ce zice. Să chiar e greu. E bun.
sper să nu vină din ăștia roșii, că după-i nașpa rău. Cred că o să vină și când se face botul roșu. 8 secunde. E clar. Și dă destul de mult damage deja, chiar dacă nu-i roșu încă. Cred că ajunge videoclipul ăsta pe la 20 de minute. Mamă. Acum e greu. Acum chiar e greu. Se vede că e insane modul. Hai să vedem. Mai are 15% într-un power. Las pe Mihai sau pe modul să-l iau. Că ei dau de la depărtare, eu trebuie să mă duc până lângă el și o să mor mai repede. Să mă duc și pe fundal. Ca în fiecare episod. Adică, uai, m-a nimerit. Sau? Că i-am scăpat, dar o să mor. Am murit. Și cred că a murit și Mihai. Mai nu mă mădă. Uai. Fugi. L-a luat. N-are cum să fie. L-a luat. Asta este, scuze cât primesc, 15 fai. Ok, băieți, cam atât a fost episodul, ne vedem data viitoare. Pa!